Sergei Yaralov. Până nu demult, un necunoscut care îl însoțea pe controversatul Vladimir Plahotniuc la Parlament, fiind solul său în târguri politice și în formarea alianțelor de guvernare. Sergei Yaralov a participat la negocierile din 2014 și 2015 privind formarea majorității parlamentare. Dumitru Diacov și Sergiu Sârbu, ceilalți doi politicieni care reprezentau PD la acele discuții, explicau prezența lui Yaralov prin faptul că acesta ar fi membru al Consiliului Politic Național, chiar dacă oficial se afla tocmai pe poziția 129. Numele lui Yaralov a ajuns în atenția societății în contextul furtului miliardului de dolari din cele trei bănci falimentate. Asta după ce fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de la Centrul Național Anticorupție, Mihail Goffman, a declarat că principalul beneficiar al jafului este oligarhul Vladimir Plahotniuc, iar cel care a pus la cale schema de fraudă este controversatul om de afaceri Sergei Yaralov. Уже это не секрет, что и вся молдавская пресса, и уже многие другие международные институты уже знают, что это Сергей Яралов, гражданин Прибалтики, Латвии, кажется, и Соединенных Штатов. Он является и политическим совет, политический совет одной из партий, и приближенный к Владимиру Плахотнюку. Yaralov era priceput la scheme financiare dubioase cu mult înainte ca numele său să devină cunoscut publicului larg. Tudor Donos a lucrat în serviciul de securitate al lui Sergei Yaralov în perioada 1994-1998, pe vremea când actualul sol al lui Plahotniuc deținea 13 firme, toate cu sediul pe strada Vlaicu Pârcălab 13. Coincidență sau nu, după ce companiile au fost închise, sediul cu pricina a fost preluat de Partidul Liberal. Aici era oficiul la Talhari, cum spunea. Erau vreo 13 firme, așa, firme numite, care nu erau firme, dar erau numai ștampilele. Se aflau numai ștampile. Și aici veneau oameni și puneau ștampile, se duceau în bănci, se duceau încolo încoace. Firma dată nu se ocupa cu nimic, numai cu, cred că, spălarea banilor. Cred că. Era propus, strata, formula și încă 10. În funcțiile mele mergeau cum era că să mă duc la banca socială. Primeam bani de acolo cu domnul Soroca, cu șoferul. Eram înarmați și îi aducem în firma dată. A doua zi dimineață, domnul Yaralov cu portfelul lua bani și se ducea la președinție. Dar la cine? Nu știu. Aici vine domnul Ciușuie, vine frață Lucinski, iată, vineau mai mulți, Ciornei, iată, vine de la Banco Sid domnul Primac îmi pare așa, dacă nu mai țin eu minte, iată. Și cât am fost eu aici, cum am aflat, de acum știu toți că domnul Yaralov a falimentat, a pus pe brânci banca de pe Prospect Tinereț. A doua bancă a fost Banca Sit, care a pus-o pe brânci. A treia bancă a pus-o pe brânci Guinea de la Rășcanovca vis-a-vis de McDonald's. Eu am cum informație că domnul Yaralov se cunoștea cu domnul Plahotniuc încă în anii 96, 97, 98, după toate spusele șefului de securitate. Ei erau cu Plahotniuc dintr-o, cum aveau legătură cu sonțăscă mafia. Yaralov a luat niște credite de sute de mii, într-o zi unde aveau vreo 600 de mii, de la Banca Sint. Iată. După asta, Banca Sint a dat faliment. Guinea e tot așa. Avea prieteni și acolo, tot așa a pus-o pe brânci. La prima bancă era banchier care o jăfuit-o, era domnul Duganov. Asta era prietenul al lui Yaralov. Pe urmă, Yaralov i-a furat. I-a luat soție. Donos susține că Yaralov ar fi implicat direct în moartea câtorva persoane din anturajul său. $1 milion trebuie să-i transfere domnul Zuckerblatt să-i ducă în Moscova. $1 milion. Iată.
În seara aceea, el a dispărut. Dar Zuckerberg ce funcție avea? Era directul de firmă. Tot în... Și-a dispărut. L-au găsit pe urmă la Rășcanov ca mort. Milionul a dispărut, Zuckerblatt mort. A doilea mort pe soviet lui Ieralov este Valera Mândru. Iată, care tot îmi spune, dacă tu nu faci, cum, nu dai și bine, nu, iată. Eu declar tot. Și într-o bună zi el a fost aruncat în aer, lângă apartamentul lui. Adică i s-a pus o bombă? I-a pus o bombă în mașină și a explodat. Ei de-am era un conflict, că Ieralov a luat alt șef de securitate și pe ei s-a înlătura. Și aici se spune, Valera Mândru, eu mă duc, dar tu îmi dai așa sumă de bani care mi se convine mie, îți deschid și o firmă ceva. Iată. Ieralov ce a zis? L-a aruncat în aer și contabilul șef. Era Simeon Aronovici, are firmă de audit aici. Și el spune la lucrătorii lui, luați seama, dacă ceva, iată, spuneți la cineva, a spățit ca Valera Mândru. Ieralov împărțea mită în stânga și în dreapta și avea pe atunci protecție. Astfel se explică lipsa acțiunilor din partea instituțiilor de drept. Început procuratura generală să verifice ce firme și ce mașinații se fac. Des era chemat domnul Ieralov acolo, pe urmă, după moartea lui Mândru, domnul Ieralov s-a luat tălpășița în Moscova, a fugit în Moscova, a fost dat în căutare, iată. Și a apărut odată, de acum când a venit la putere Plahotniuc, a apărut cu ajutorul Plahotniuc. La Ieralov era banul, era în mână. Nu odată i-a dat mită la procuratură. Ca să dea dosarele înapoi, să duceau de aici banii, iată, și să dea dosarele înapoi. Și erau rupte. Pe urmă aici, cum spune, era Crișa, era colonii, de la primărie. Avea relații. După relații, nu cum ține Crișa, cum să nu atingă nimeni, nici bandiți, nici nimeni. Donos este convins de implicarea lui Ieralov și în jaful secolului. 100%, fiindcă asta e schema lui, a lui Ieralov. El e cum autorul la schemele astea. Afaceristul Ieralov este proprietarul unei case de milioane în Middleton, Massachusetts, Statele Unite. Casa are 290 de metri pătrați, 8 camere, dintre care 4 dormitoare, teren pentru basket și se află într-o zonă rezidențială unde locuiesc profesori și oameni de afaceri. Pe lângă această casă, Sergei Ieralov deține un apartament și 3 automobile, dintre care 2 Mercedes-uri care valorează câte 1,5 milioane de lei fiecare. Chiar dacă oficial nu are nicio afacere în Republica Moldova, în ultimii ani Ieralov stă mai mult la Chișinău. Imaginile postate pe rețelele de socializare de soția Olga Ieralova și Alex Duganov, fiul vitreg al democratului, etalează viața luxoasă pe care o duc cei trei. Destinații exotice, avioane private, mașini și hoteluri de lux, haine și bijuterii scumpe. Constantin Botnar, zis și Borsetka, nu are nevoie de multe prezentări. Este partenerul oligarhului Vladimir Plahotniuc și mâna sa dreaptă în scheme ilicite, mituire și târguri politice. Plahotniuc l-a numit secretar general al Partidului Democrat și l-a delegat să se ocupe de acapararea puterii la nivel local în raioanele Moldovei, prin corupere, șantaj sau intimidare. Presa a scris despre Botnar că s-a născut în același an cu Plahotniuc și în același sat, Grozești, raionul Nisporeni. Parteneri de o viață în afaceri, cei doi deveniseră de nedespărțit și în Parlament. Botnar a devenit deputat PD după alegerile din noiembrie 2014 și a renunțat la mandat în februarie 2016. În 2 ani de activitate a avut o singură inițiativă legislativă, semnată alături de alți colegi din fracțiune și nicio luare de cuvânt, interpelare sau participare la dezbaterile din plen.
În schimb, Botnare a fost activ la ședința de investire a guvernului Filip în ianuarie 2016, atunci când împreună cu deputatul Constantin Țuțu a fost la un pas de a se lua la bătaie cu socialiștii care i-au blocat accesul la tribună premierului. Înainte să devină legislator, Botnare a exercitat funcția de șef de cabinet al fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat. De atunci se trage și porecla purtător de borsetă, întrucât era văzut des în preajma controversatului Vladimir Plahotniuc, cărând o trusă cu mai multe telefoane mobile ale oligarhului. Despre rolul lui Constantin Botnare în divizia lui Plahotniuc și funcția de corupere în folosul Partidului Democrat au vorbit mai mulți politicieni. Borseta pleacă în raioane. Majoritate cumpărată în Parlament avem, mai rămân câteva raioane de cumpărat, a scris și deputatul PLDM Tudor Deliu pe Facebook în ziua când Botnare a renunțat la mandatul de legislator. Un caz elocvent în acest sens este și cel al lui Serghei Filipov, suspendat din funcție de primar al orașului Taraclia. Într-un interviu, acesta a povestit despre întâlnirea sa cu Botnare înaintea alegerilor locale din 2015. Встретились с господином Ботнарем. Мне предложили взаимовыгодное сотрудничество, используя мой рейтинг, потому что все были за несколько месяцев до выборов уверены, что сколько бы ни было кандидатура, было 8 или 9 кандидатур на мэры, что моя есть тоже социология, проходит с первого тура. Поэтому как бы я, используя ситуацию, что я вхожу в должность примара, вернее, народ меня избирает, но я должен еще обеспечить не менее 30% так называемых... Городских советников. Да, да. Городских советников, так называемых членов демократической партии, которые, я уверен, ни у одного тоже устава партии не было. Вас и так изберут, но у нас будет контроль над этой территорией. Там работа деньги. Идет на лидера партии, на хозяина партии, которому хочется иметь полный контроль. Вот паутина, спрут, он захватил все щупальца у него в каждом районе. Serghei Filipov a respins oferta, iar câteva luni mai târziu, în aprilie 2016, prin decizia Curții de Apel Cahul, Serghei Filipov a fost suspendat din funcție de primar al orașului Taraclie pentru o perioadă de 2 ani. A fost condamnat pentru defrișarea a 6 copaci uscați în timpul lucrărilor de amenajare a scoarului din centrul orașului Taraclie, lucrări autorizate de Consiliul Orășenesc. Cazul lui Filipov a trezit indignarea conducerii delegației Uniunii Europene în Moldova și a reprezentanților altor misiuni diplomatice acreditate în Moldova, care au calificat decizia Curții de Apel Cahul drept o răfuială politică. În context, Filipov a menționat: înainte de a fi transmis dosarul în instanță, am fost invitat la Chișinău la oficiul central al PD din strada Tighina, la unul dintre șefi care m-a rugat amabil să îndeplinesc anumite misiuni în interesele acestei formațiuni politice. În schimb, mi s-a promis, citez, doar un sunet și va fi închis dosarul. După refuzul meu, dosarul a fost transmis în judecată. Tot Botnare s-a ocupat și de cumpărarea deputaților pentru formarea Alianței de Guvernare controlate de Plahotniuc. Loialitate și sârguința lui Botnare au fost răsplătite regește de patronul acestuia. La câțiva kilometri de Chișinău, acesta și-a ridicat o casă impunătoare, ca în filme, datorită căreia a intrat din nou în gura presei. Locuința luxoasă se află într-o zonă rezidențială din Durlești numită Poiana Domnească, iar designul ei amintește de Casa Albă de la Washington. Amploarea construcției atrage toate privirile. Poarta metalică are o înălțime de cel puțin 3 metri, iar fațada este din piatră albă. Toate aceste construcții, care sunt evaluate de experți la peste 7 milioane de lei, au fost ridicate într-un singur an, 2014, adică pe durata mandatului de legislator. Asta, deși singurul venit pe care l-a indicat în 2014 a fost salariul de 101.000 de lei. Potrivit datelor de la cadastru, Botnare s-a mutat în casă nouă în septembrie 2015. Odată cu construcția casei și a garajului, Constantin Botnare și-a îngrădit proprietatea cu un gard din piatră cu o înălțime de peste 2 metri. Numai că deputatul nu s-a limitat doar la cei 21 de ari și ar fi îngrădit alți circa 40 de ari. Cel puțin asta se observă din înregistrările video făcute cu ajutorul dronei. Tot din imagini putem vedea un drum asfaltat care duce în pădurea îngrădită, în timp ce autoritățile locale spun că nu au oferit niciun drept de arendă asupra pădurii, întreprinderea pentru silvicultură Chișinău a fost cea care i-ar fi permis indirect fostului deputat PD Constantin Botnare să îngrădească cei aproape 40 de ari de pădure din apropierea casei sale.
Bodnar mai deține și un apartament de 172 de metri pătrați în Chișinău, a cărui valoare cadastrală este de aproape 1 milion de lei și două automobile de lux. Este vorba despre un Mercedes cu o valoare de aproape jumătate de milion de lei și un BMW X6 care costă aproape 1 milion de lei. Cel de-al doilea automobil și l-a procurat în 2012, an în care a declarat un venit de doar 112.000 de lei din activitatea de șef de cabinet al fracțiunii Partidului Democrat. Pe 28 aprilie 2012, Moldova este zguduită de un omor după scenariul anilor 90. Câțiva tineri de complexie sportivă, în pădure, la Orhei, îl ucid cu sânge rece pe Alexei Veretko, alias Krasavchik. În scurt timp se află că unul din brigadirii acestei găști de ucigași este campionul moldovean la kickboxing Constantin Țuțu, pe numele căruia judecătorie sectorului centru al capitalei emite un mandat de arestare pe 30 de zile. Însă Constantin Țuțu este de negăsit, se ascunde de pedeapsă. După ce persoana care l-ar fi omorât pe Veretko s-a predat, ceilalți trei suspecți, inclusiv Țuțu, au fost scoși de sub urmărire pentru omor, fiind în schimb cercetați pentru huliganism. Procesul de judecată a început în 2013 și durează 3 ani, peste 50 de ședințe de judecată. Chiar dacă boxerul criminal riscă până la 7 ani de închisoare, în mai 2016 acesta a fost achitat. Ia ca tu ieși la libertate, dar copchelul nu-i putrezește. Ucigașul de ce ești? Mare foc ne-ai făcut! Mare durere ne-ai făcut, Costică, Costică! Focul meu să-l aveți și voi să dea Dumnezeu. Durerea mea și jelea mea și focul meu. Și îmi plătește ușigaș, v-ați îngrămândit. Până nu ne-ați ușit copilul ușigașilor, nu v-ați lăsat. La pușcării să aibă parte de tine. Între timp, în toamna anului 2014, Constantin Țuțu își oficializează relația cu Partidul Democrat și primește automat un loc pe listele parlamentare. Astfel, sportivul certat cu legea devine deputat și se teleportează din lumea interlopă în Parlament, direct în Comisia Cultură, deși apartenența lui la crima organizată era cunoscută de mult timp. În cadrul unei investigații numite Țara lui Racket, portalul Rise Moldova a publicat stenograme și interceptări care dezvăluie legăturile criminale dintre grupările Patron și Borman cu deputatul Constantin Țuțu. Potrivit Rise Moldova, procurorii români au făcut lui Constantin Țuțu portret complet întins pe 10 de pagini, în cadrul rechizitoriului prin care i-au trimis în judecată pe liderii grupării Patron. Documentul relatează în detaliu un conflict din lumea interlopă în care au fost implicați actualul deputat de la Cultură împreună cu Oleg Borman și șefii clanului criminal. Deputatul kickboxer cu un trecut dubios și merite sportive îndoielnice este și unul dintre principalii bodyguards ai lui Plahotniuc, înregimentând zeci de tineri luptători pentru apărarea proprietăților patronului ori de câte ori acesta se simte amenințat.